Iată că norul este de față. Iată, am coborât în lumină, declară Duhul Sfânt. Și am intrat la cercetarea vaselor de lut, create de mâna mea, zice Domnul Oștirilor. Fi prohozimel Helias. Am văzut, zice Domnul, multă rugină. Iată să vede alergare și goană după vânt. Să văd multe vase fisurate, zice Domnul Oștirilor. Să văd inimi împietrite. Se vede nepăsare. Fi blat nagot șamina corados tamena haus. Dar în clipele de față, iată, m-am ridicat, zice Domnul Oștirilor, ca să-ți dau viață. Să vorbesc, zice Domnul, cu tine, popor ales. Ascultă vocea mea. Nu te împietri în vremea aceasta. Nu lăsa să treacă cuvântul meu pe lângă tine, căci iată, sunt gelos pentru fiecare. Rahab, Rehabivel, pentru că mi-am dat viața pentru fiecare, zice Domnul. Ragot, Falia, da, zice Duhul Sfânt, prețuiți în vremea asta, căci sângele meu s-a vărsat pentru voi. Rahab, Rehel, vreau pocăință, zice Duhul Sfânt. Vreau ca fiecare să coboare în adâncul ființei lui, să-și cerceteze viața, umblarea, caile, vorbirea și trăirea. Rahob, Rahob, Helt! Altfel, zice Domnul, nu va fi înaintare. Nu veți putea înainta, veți rămâne blocați. Și vă veți întreba de ce? De ce strigă Duhul Sfânt? Mehaus! Treziți-vă, zice Domnul! Ragot, Falia, stamina, haus! Iată că am lăsat și în seara asta cuvânt de cercetare, pentru că vă vreau alipiți de mine și vreau să vă dezbrăcați, zice Domnul, de haina lăcomiei, ragot, falia, stamina, haut, dezbrăcați-o în grabă mare, zice Duhul Sfânt, căci iată toate aceste lucruri, le veți vedea cu ochii voștri. Econe calado shemana viagot, cum le veți lăsa unul după celălalt. Pregot, falia! Dar înțelept este omul care ia seama. Mehaus talia firme naigot. Și caută comora cerească. Declară Duhul Sfânt. Amin.